Mai multe probleme, exploatarea gazelor de șist, atitudinea nediplomatică a ambasadorului american, dar și atitudinea jandarmeriei și faptul că în urma reclamațiilor nu s-a luat niciun fel de măsură, inclusiv ultima cedare psihică a unui capitan, este trecută sub tăcere. El era șef de dispozitiv pe undeva pe calea Rahova. România! Trezește-te! România! Trezește-te! Bună ziua! Salut! Ieșim în stradă de astă iarnă și așteptăm să se întâmple ceva. Știm bine că niște deputați și senatori dintr-un partid politic care acum guvernează această țară au depus în Comisia de Mediu a Camerei Deputaților o inițiativă legislativă. Inițiativa legislativă se referă la gazele de șist. După unele informații și faptul că am vorbit cu un deputat din Comisia de Mediu, acea inițiativă legislativă nu se dorește a fi dezbătută în cele două camere ale Parlamentului Românesc. După modelul francez, colegii noștri de la Berlat, împreună cu lumea politică de acolo din zonă, au reușit și au implementat un număr de înregistrare. Probabil că acum politicienii sunt luați la întrebări și probabil au de suferit pentru că au îndrăznit să depună acea lege în Parlamentul Românesc. Așteptăm, am început să strângem de semnături pentru susținerea acelei inițiative legislative pentru dezbaterea ei în camerele Parlamentului Românesc. Ei ne conduc, se schimbă între ei. Noi rămânem, suntem manipulați de 22 de ani și probabil așa va fi în continuare, dacă noi, cetățenii, nu luăm atitudine. Vreau să vă mai vorbesc că orice acțiune este susținută probabil în toată țara, acum suntem la început. A luat ființă o alianță, Alianța România Kilometru Zero, o alianță în care vă așteptăm să vă înscriem toți, să vă înscrieți voi să deveniți membri ai acestei alianțe. Din alianță face parte și România Vie, mai sunt niște ONG-uri din țară, colegul nostru de la România Fără Ei este și el acum aici și are acțiunea asta, dar toți împreună ne susținem unul pe altul ca să devenim o forță. Vă mulțumesc și ieșiți în stradă, cereți-vă drepturile, apărați-vă libertățile fundamentale, apărați-vă drepturile constituționale. Readuceți libertatea de exprimare în țara românească. Nu stați! Vă mulțumesc! România! Un mesaj e curgis contra gazelor de șist. Ale, 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 un mesaj ecologist contra gazelor de șist. Vrem ambasador, nu agen șevron. Vrem ambasador, nu agen șevron. Trebuie neapărat inițiate discuții cu societatea civilă. S-a mai discutat despre așa ceva și în ianuarie și au fost niște surogate de intervenții de invitații la masa discuțiilor pamfletare. De data asta vrem discuții reale cu reprezentanții de orice culoare politică,
pentru modificarea legilor 60 și 61. Aceste două legi sunt neconstituționale. Aceste două legi încalcă flagrant drepturile omului. Aceste două legi sunt încalcă flagrant tratate internaționale care primează chiar și în fața Constituției dacă sunt mai benefice activităților civice. Să nu uităm acest lucru. Se pare că legea nu mai contează în țara asta. Este o țară fără de legi. Este o țară plină de legiuitori care nu respectă legea. Lucrurile astea trebuie să înceteze. Să scăpăm de hoți! Mersul piticului! Contra implicării ambasadorului american, cel mai...